Delia și Cristiana de la Delia, la mulți ani. Mulțumim. Pupă. Delia care? Delia de aici? Da. Așa, foarte frumos. Uite, trandafiri Alvados, Delia. Mulțumim. Hai să mergem și noi mai departe cu ale noastre, fiindcă înțeleg în gospodărie apar problemele și nu prea se mai pot acoperi. Ele au ieșit deja la iveală și... De ce te-ai chemat aici? Ce? Noi. Ce? Vă uitați de ce v-am chemat aici? Păi v-am chemat ca să vă mai vedem, să lămurim. Cât au voie să se bage mamele, cât au voie să se bage susținătoarele, când aveți nevoie de sfaturile lor și când nu? Întotdeauna. Înțeleg, Elene? Ce întotdeauna? Întotdeauna. Păi Elena nu e de acord. Eu sunt de acord. Tot timpul avem nevoie de sfaturi. Depinde cum ne sunt adresate sfaturile și cum, în ce momente ne ai sunt nevoie de sfaturi de critici? Sau de sfaturi, am spus. Deci și critici. Și critici. Nu spun critici, că greșesc destul de mult, dar felul cum critici contează foarte mult din punctul meu de vedere. Dar, Elena, acum tu spui că n-are experiență de viață Bianca pentru că e mai mică cu un an ca tine. Să înțeleg că publicul care te votează pe tine trebuie să fie cel puțin de vârsta nu. Ta. Nu, n-am spus de una ai votat și una ai să-ți dai cu părerea. Păi critici. E cam tot una, pentru că într-un care te votează, dar nu-și face o părere despre tine. Dacă nu trebuie să avem experiență de viață ca să vedem și noi într-o relație, cum este în acest show matrimonial, dacă cineva iubește sau nu. Pentru că asta e părerea mea, Elena și-a bătut joc de Lucian. Putea să-i spună de la început, nu te plac sau nu mai simt nimic pentru tine, hai să o lăsăm. Așa cum este,